Bună, astăzi vă voi prezenta stresbolurile mele sau antistresurile. Deci, primul este acest ciorap cu orez, este foarte drăguț, vă-l recomand să vă-l faceți. Este foarte interesant. Deci, să continuăm. Acest antistres este cu ștervețele uscate. Nu vă-l recomand, nu este chiar foarte bun, dar nu vă-l recomand deloc. Să continuăm cu acesta. Mai devreme v-am prezentat un ciorap cu orez, acum vă prezint acest balon cu orez. Pe acesta vă-l recomand foarte mult, uitați-vă. Vedeți? Îmi place foarte mult, e stresul meu aproape preferat, îmi place foarte mult. Să continuăm în urmă. Următorul este acesta, este cu griș sau mancă, putem să mai spunem. Uitați-vă. Îmi place foarte mult. Vă-l recomand, acesta este un antistres foarte bun, mie îmi place. Hai să continuăm cu acest antistres. Este cu nisip kinetic, nu știu dacă toată lumea are, dar este cu nisip kinetic, pe acesta vă-l recomand, este unul foarte bun. E ușor de făcut și este foarte antistres. Bun. Continuăm cu acesta. Pe acesta vă recomand. Este cu mergele, iar dacă faci așa, îți face masaj la mână. Este un antistres bun. Vă recomand să-l faceți. Este ușor de făcut, doar cu mergele și atât. Continuăm cu acest antistres. Vă recomand, pe acesta este cu pasta de dinți. I-am pus și colorant ca să fie mai frumos. Da, nu prea se vede. Este foarte bun. Pe acesta vă-l recomand. Da, este unul foarte bun. Și așa se aude. Deci, e roz. Deci, în continuare avem acest antistres, este preferatul meu, este cu apă. Îmi place foarte mult, pe acesta tot vă-l recomand, este un antistres foarte bun și interesant. Să continuăm cu acest antistres. Este în formă de inimioară. Este un antistres cu aer. Nu vă-l recomand foarte mult. Este bun, dar nu-mi place foarte mult acesta. Să continuăm cu acest antistres. Acesta este cu săpun spumă și nu vă-l recomand nici pe acesta să-l faceți. Se aude interesant. Vedeți cum îmi place mie să fac. Înțelegi? Deci, bine, următorul este acesta. Uitați! Uitați cum se aude. Acesta vă-l recomand, este preferatul meu. Preferatul meu și este cu săpun. Este cu săpun și este cel mai bun. Este cel mai nou și îmi place foarte mult. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați.